Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit, Arina Delcea sunt eu. Ne vedem de această dată pe realitatea.net la emisiunea noastră săptămânală România în realitate. De data asta, alături de mine în platou, l-am invitat pe domnul Iulian Surugiu, liderul Sindicatului Național al Agenților de Poliție. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația bună noastră. Bună ziua, cu rectificare, președinte fondator. Președinte fondator, lider. E o formă informală. Am îmbătrânit. Va veni alături de noi în doar câteva minute și domnul Ion Ștefan, medic, șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Militar, pentru că mi-ar plăcea să reușim să vorbim împreună despre, în primul rând, pericolul reprezentat de adunările de persoane din ultima vreme. Și domnule Surugiu, vă mărturisesc, am fost foarte surprinsă să văd duminică, de pildă, proteste în Piața Victoriei ca și cum n-ar exista epidemie. Oameni umăr la umăr, se scanda, am văzut doar vreo 2-3 care purtau mască. Cât de periculoase sunt aceste întâlniri? Știți pentru cine? Pentru agenții care sunt obligați să meargă acolo să facă ordine. Nu sunt numai pentru agenții de poliție sau jandarmi, sunt periculoase pentru noi toți. Că oamenii aia care nu respectă distanțarea fizică, până la urmă nu e foarte greu să respecti 2 metri distanțarea între unul și celălalt. Nu e foarte greu să porți o mască atunci când intri într-un supermarket sau între patru pereți sau cobori la metrou. A fost și ieri evenimentul ăla cu tânărul ăla care nu-și purta masca cum trebuie și ați văzut ce a ieșit pe toate posturile. Deci am spus-o și o repet. Deci sunt câteva reguli foarte clare care trebuie să le respectăm noi, indiferent de ceea ce se întâmplă. Pentru că, din păcate, inamicul ăsta nu e nici, din est, nici din vest, nici nu-l vedem, el există. Deci există clar, vrem să credem în el, nu vrem, există. Că au fost bâlbâieli, că au fost greșeli din partea guvernanților, din partea medicilor, da, din partea celor... E altă discuție. În care vom intra. Ca să fie clar, în acest moment, mitingurile la noi în țară sunt permise sau sunt ilegale? Mitingurile la noi în țară sunt, pe această perioadă, pe starea de alertă, sunt interzise. N-avem ce discuta. Indiferent dacă oamenii, să zicem, ar păstra distanța de 2 metri, indiferent dacă ar purta mască... Ca să poți să faci un protest, o acțiune de protest, poate și eu îmi doresc cu polițiștii să facem o acțiune de protest, pentru că nu merg treburile chiar atât de bine în poliția română, dar n-avem încotro. În starea de alertă sau starea de urgență, trebuie să ne supunem, dar nu avem cum. Deci, de exemplu, vrem să facem congres. Iertați-mă, domnule Surugiu, s-a alăturat discuției noastre și domnul Ion Ștefan. Bună ziua, vă mulțumim bună că ați ziua. Venit. Stăteam de vorbă, să știți, cu domnul Surugiu, probabil vă cunoașteți. Dumnealui este reprezentantul Sindicatului Național al Polițiștilor, dumneavoastră medic, șeful chiar al secției de boli infecțioase de la Spitalul Militar. Vă mulțumesc că ați venit. Stăteam de vorbă despre protestele pe care le-am văzut duminică în Piața Victoriei. Și le reaminteam ascultătorilor noștri că nu sunt permise, nu sunt legale deocamdată, indiferent dacă purtăm sau nu mască, indiferent dacă păstrăm distanța. Eu am trăit, am o vârstă, de-aia v-am spus la început, și am văzut foarte multe. Dumneavoastră sunteți, cine știe ce Dumnezeu vă mai paște, dar eu am trecut prin foarte multe lucruri. Da? Sunt persecutat politic de sistemul comunist al României. Da? Asta este alt subiect, subiect. O altă ocazie. Am fost la Revoluție, am văzut cum au murit oamenii, dar acolo cel puțin îi vedeam, vedeam cine trage. Da? Da, aici e clar un dușman la virus invizibil. Nu-l vezi. Da. De aia trebuie, ne place sau nu ne place, trebuie să respectăm regulile. Eu sunt convins că domnul profesor știe de 1000 de ori mai bine decât mine. Chiar vă rog, domnule mine, profesor, dar spuneți, numai dacă îmi dați voie, așa cum sunt eu de la țară și fără studii medicale, respect următoarele lucruri. Când intru undeva în patru pereți, îmi pun mască. Dacă merg în mijlocul de transport în comun, nici fără mască, e exclus. Nu mă întâlnesc și nu stau de vorbă mai mult de 15 minute cu nimeni, cu nimeni. Vizitele pe la mine pe acasă s-au terminat și nici eu nu mă duc în vizită. Și este suficient, domnule doctor? Și spălări dese pe mâini. Cred că dacă cineva vrea să-mi ia amprentele, cred că nici nu prea să mai... Da, cu asta ne confruntăm toți, avem pielea. Ar putea să fie suficient pentru această etapă. Sunt reguli de bun simț medical. Nu sunt neapărat restricționări ale libertății individuale. Nici vorbă. Știți ce mă gândeam? Am văzut în piață, oamenii scandează, nu purtau măști. Bineînțeles că există riscul, nu? Ca particule, cum le numiți dumneavoastră, salivă, există un termen pe care... Aerosoli.
Exact. Să se împrăștie. Riscurile sunt mult mai mari, mă gândesc, nu în cazul unui protest în care se țipă, se scandează, decât în cazul în care ne întâlnim și stăm așa cu minți în liniște, la distanță de 2 metri. Există și această variantă să protestăm diferit ca să ne protejăm? Cum vedeți? Latinii spun vi prodest. Cui folosesc aceste proteste care ne expun și mai mult riscurilor? Emisia acestor microparticule, și acestea sunt mult mai periculoase decât cele expulzate, să zicem, prin strănut sau tuse. De ce? Pentru că, fiind microaerosoli, pot să persiste în aer timp mai îndelungat. Reiau ideea. Emisia acestor particule este cu atât mai amplă, cu cât se vorbește mai tare, cu cât se gesticulează, cu cât oamenii acționează mai energic, mai latin. Uh-huh. Și cu atât mai mult cu cât nu s-a păstrat distanța deloc, era umăr lângă umăr. Cu siguranță, distanța fizică nu se păstrează în astfel de situații. Și în afară chiar se discută și poate și la noi se va lua în calcul această posibilitate ca la evenimente cu încărcare emoțională importantă, cu aglomerații mari, populaționale, și în care este și imposibil de păstrat distanța fizică și greu de acceptat, pentru că ne confruntăm cu această realitate, la astfel de evenimente, spun, ar fi bine să se poarte masca chiar dacă suntem în exterior, asta ar fi noutatea. Exterior, sigur, da. Pentru că riscurile există. Domnule doctor, am văzut o pancartă pe care scria jos dictatura sanitară. Ce înseamnă asta? Cum ați interpretat? Cum v-ați simțit când ați văzut asta? Eu nu mă simt un dictator. Cu siguranță este o aberație. Da. În continuare se exprimă tot felul de teorii conspiraționiste care încearcă să eludeze realitatea, încearcă să confecționeze o falsă realitate, pornind de la premise inexistente, non-științifice, oricum. Profane. Da. Nu știu, pe mine profanitatea asta mă înduioșează, dar mă și îngrijorează. Să încerci să refuzi existența acestui virus în atarii condiții, mi se pare o ofensă adusă evoluționismului și oricum un argument contra logicii. Domnule Surugiu, și oamenii pe care îi reprezentați dumneavoastră interacționează zilnic cu persoane pe care, iată, din păcate, sunt nevoite să le și amendeze dacă nu respectă regulile. Sunt convinsă că cei care nu țin cont de aceste recomandări, de aceste măsuri, până la urmă de aceste prevederi legale, printre ei sunt și oameni care susțin aceste teorii conspiraționiste despre care vorbeam. Ați identificat cumva cu ajutorul colegilor dumneavoastră, domne, de unde vin ideile astea? Cum s-au care e sursa și cum s-au perpetuat? E greu de vorbit, pentru că văd și eu, nu am Facebook, dar mai citesc pe rețelele astea de socializare și văd că apar tot felul de oameni și cu tot felul de teorii. Vedem că strigă dictatură medicală. Sigur, eu nu am argumente să contrazic pe domn profesor, că nu mă pricep, e clar. Dar dacă stăm să ne gândim, sigur, nu putem să discutăm acum de bâlbele care au fost făcute la începutul coronavirusului în România. Dacă am spus-o de atunci. Da, bâlbele astea să fie atât de grave încât să ne ducă grave cu gândul la inexistența unui virus. Da, sunt grave pentru că au fost grave și asta trebuie să recunoaștem. Pentru că numai dacă recunoaștem putem să îndreptăm niște greșeli. Așa spunem toți și așa e normal. Deci, de exemplu, când s-a permis intrarea în țară, da, bun, au fost românii noștri din diaspora. Doamne,
Deci nici nu pot să comentez, trebuiau să vină, da? Dar avem probleme, că atunci am spus, dom'le, de ce nu testăm la graniță când intră? De ce nu îi băgăm în izolare acolo, da, corturi apoi militare? S-au schimbat regulile, au fost etape și etape, da. Comitetul de urgență care a acționat, vă spun de exemplu că aveam polițiști care mergeau să-i verifice pe oamenii ăștia în izolare, îi înjurau, ieșeau din curte. Și nu vorbesc din căști, vorbesc din realitatea care s-a întâmplat, că toți suntem la realitatea. Polițistul îi făcea dosar penal, îl băga în curte și a doua zi era înapoi în stradă individul. Că atât îl ducea pe el mintea, nu vrea să stea. Și atunci am cerut domnului Despescu, spunându-le, dar de ce nu băgați în procedură? Dacă X a ieșit din izolare și l-am prins eu polițist, nu-l mai bag în izolare. Îl bag în carantină și îl păze și s-au schimbat. Ăla e meritul solicitărilor sindicatului. Bineînțeles că și Comitetul ăsta de Urgență, ce să facă? A fost problema cu măștile, cu dezinfectantul, cu aparatura dumneavoastră, da? Iarăși niște bâlbe greu de imaginat. De-aia există și 33 de dosare penale pe la DNA. Domnule, da? Surugiu, e o întreagă aventură, pentru că la un moment dat... pe relațiile sindicatului, nu al Surugiului, pentru că avem un parteneriat cu polițiștii din America, puteam să aducem foarte multe aparatură de care avea nevoie, de care aveți nevoie dumneavoastră. Nu s-a vrut. Acum, domnule doctor, mai avem problemă cu aparatura, cu mijloacele de protecție, echipamentele? Nu dețin informații la nivel național. Dar cum vorbim despre spitalul militar pe care îl reprezint, pot să spun că suntem aprovizionați și pregătiți pentru a face față fenomenului pandemic. Ar fi și foarte greu să nu se pregătească guvernul până la urmă, că doctorii sunt și ei oameni. Iertați-mă, totul își oameni sunt oameni și fac datoria, profesia, da, dar dacă datoria. Nu au cu ce și ferească Dumnezeu, numărul infectărilor va crește și chiar va veni un tsunami, nu un val 2. Guvernul nu se poate să ne mai spună că, dom'le, nu avem măști sau nu au doctorii ce le trebuie, că chiar nu-i mai credem. Știți ce aș vrea să știu de la dumneavoastră, domnule Surugiu, din discuțiile pe care le-ați avut cu polițiștii care intervin pe teren? Sunt foarte multe cazurile în care oamenii refuză să se legitimeze, nu vor să semneze procesul verbal, jignesc. Am văzut cazul de la metrou, de care vorbea și dumneavoastră puțin mai devreme, și m-am uitat ce s-a întâmplat și în Piața Victoriei, pe la mare, iar au fost mari petreceri în care mulți au refuzat să accepte interacțiunea măcar cu polițistul. Din păcate, avem probleme de ambele părți. Avem niște copii care s-au trezit după niciun an de zile de școală cu caschetă și pistol și de foarte multe ori se cred așa niște zei. Fac exces de zel? Fac exces de zel. Și avem de o parte cetățenii care simt lucrul ăsta și avem de altă parte cei care sunt certați cu legea, să ne numesc altfel, care ei asta fac. Întotdeauna le-am spus polițiștilor, dom'le, vorbește întâi cu cetățeanul. Vorbește. Că poți să-ți pierzi 2 minute din viața ta, că tot ești în timpul serviciului, să-i explici. Eu sunt convins dacă polițistul de la metrou l-ar fi luat pe tânărul ăla care a venit din Anglia cu niște fumuri și lui în cap așa mai mult decât ar trebui să fie iertat, dacă l-a luat și îi spunea, măi copile, te rog eu frumos, puneți masca aia cum trebuie pe nas, că astea sunt regulile în România. Deci vorba bună, revenind la asta, nu uităm să fim oameni până la urmă și când transmitem sfaturi medicale și pentru respectarea legilor. Deci despre asta e vorba. Sigur, poliția, și apoi nu cred. Eu nu cred în ideea că dacă o să avem amenzi mari, o să rezolvăm problema societății și problema... Uitați, duminică, de pildă, doar la nu protestul cred. Din Piața Victoriei... Dacă vin numai singure și nu vin cu altceva la pachet. S-au dat 13 amenzi duminică, doar în Piața Victoriei vorbesc, în cuantum de 16.500 de lei.
s-au legat polițiștii de acolo de articolul cu pricina din legea 55, care, mă rog, a fost contestată la curte, au fost declarate anumite articole neconforme cu legea fundamentală, dar iată că încă mai pot da amenzi pe baza legii ăsteia. Aș vrea să îmi confirmați dumneavoastră. Păi n-am cum să... Nu mă puneți în situația să confirm prostii, pentru că e clar aici. Avem niște guvernanți care n-au făcut legea cum trebuie și avem curtea care a spus că e neconstituțională. Vreau să vă spun, și n-am spus-o public pentru că îmi iubesc România, imediat atunci când curtea s-a pronunțat, cu greu am reușit să ținem polițiștii să meargă în continuare să-i verifice pe cei în izolare. Pentru că am avut cazuri în prima N-am zi... N-am înțeles cu greu, i-ați convins să meargă să sau meargă să nu mai meargă? Să meargă, să-i verifice, că numai până voiau. La urmă nu mai vreau. Am avut cazuri în care s-a dus polițistul și a ieșit la, cu obiecte de tot felul și l-a luat la înjurea pe polițist. I-a spus polițistul, n-ai auzit de curtea constituțională ce a spus? Am observat, să știți, spuneți-mi dacă așa este, și în atitudinea polițiștilor, dar și în cea a cetățenilor, o mare schimbare, aș putea să-i spun aproape de paradigmă, parcă s-a schimbat întregul sistem de referință după decizia Curții Constituționale față de perioada anterioară. Oamenii s-au relaxat foarte tare, am văzut lipsă de respect față de forțele de ordine, de cealaltă parte i-am văzut parcă și pe polițiști și pe jandarmi un pic mai liniștiți. Pentru că înainte, bineînțeles, erau excepții, dar au fost tot felul de informații, am avut și imagini, cum că polițiștii abuzau. Erau acele amenzi uriașe de 20.000 de lei date în parte unor bătrâni care nu știau cum să completeze maica acolo, completează și mie să fie corect, că mă ia polițistul pe sus, pe stradă. S-a schimbat? E doar o impresie? E mult de lucru și noi n-am lucrat în ultimii 30 de ani de zile la mentalitate. N-am lucrat la mentalitate. Uitați-vă la partide și n-am să nominalizez aici, că dacă îi iau pe toți mari politicieni ai noștri în ultimii 30 de ani, se trag tot din comunist, din Partidul Comunist, imediat după Revoluție. Dacă n-am avut o lege a lustrației, acum să trăim cu ei. N-am lucrat la mentalitatea, la schimbarea mentalității. Deci aici nu am lucrat. Domnule doctor, din punctul noastră de vedere, tot așa aici mentalitatea, o schimbare de mentalitate, ne-ar ajuta să nu mai existe fricțiunile astea, nu știu, cetățeni care nu respectă, polițiști care încearcă să impună legea pe stradă, sancțiunea propriu-zisă este suficientă? Noi chiar funcționăm, noi românii, doar prin coerciție? Cu vorba bună, nu înțelegem? Cum vi se pare dumneavoastră? Nu știu. Am răspuns socratic. Probabil că împărtășim o mentalitate mioritică pe care nu o putem recuza. Este a noastră. Cu siguranță, în momentul în care s-a luat decizia relaxării unor restricții, oamenilor li s-a făcut prea dor de oameni. A fost o descătușare de energie. Tinerii au devenit dintr-o dată foarte energici, foarte energici, foarte impetuoși. Este o realitate pe care până la urmă o plătim în aceste zile. Este nota de plată care ne-a venit. Nu știu dacă ar fi trebuit mai multă coerciție, nu știu dacă relaxarea a venit prematur, dacă nu cumva mai trebuia să fie însoțită și de alte restricționări. Cert este că ne confruntăm acum cu o situație care nu este prea onorantă și care ne periferizează cumva în Europa. Vedeți că sunt 12 state care au inițiat restricții pentru turiștii români. Poate și această disonanță între instituții decidente să fi avut niște repercusiuni, dar rămân la părerea că măsurile care au fost eficiente și am avut o bună perioadă în care fenomenul a fost controlat destul de bine. Dar atunci când erau restricții foarte mari, îmi amintesc că ieșeam pe stradă când cifrele arătau bine, ieșeam pe stradă și nu era nimeni. Mai trecea când și când câte o mașină de poliție, eu ieșeam ca jurnalist fiind mergeam la serviciu, dumneavoastră la fel mergeați la serviciu. O, da. Dar ceilalți chiar stăteau închiși în casă.
În momentul în care a apărut decizia curții, în momentul în care am intrat în primul val de relaxare, al doilea, iată că acum am început să le amânăm, din păcate, parcă s-a schimbat cu totul. Eu nu mi-amintesc că este epidemie, dacă doar poate mă uit ce stradă. Ar fi trebuit cumva o gradare a relaxării, ca totul o etapizare mai clară, să fie mai gradual, exact. Spunea și ministrul sănătății, l-am auzit chiar alaltăieri, probabil că dacă mai așteptam vreo două săptămâni cu relaxarea, poate chiar intrăm pe acea pantă vizibil descendentă. Că noi am avut, ce a fost aia, domnule doctor, o impresie că scad? Și acum am făcut o cocoașă. Cum interpretați bilanțul? Da, noi am fost așa pe un platou, în dinți de fierăstrău. Cifrele au dansat. Până la urmă, important e să raportezi numărul de contaminați și la numărul de teste care se efectuează, și mai aproape de adevăr este acel procent, câți dintre cei testați sunt declarați contaminați. Și, din păcate, chiar dacă aparent numărul contaminărilor în ultimele zile este pe un trend descendent, până la urmă acel procent care, repet, e mult mai aproape de ceea ce se întâmplă, de realitate, este destul de alertant. Dar de ce spuneți că în ultimele zile am fi pe o pantă descendentă? Cazurile de raportările? Ca număr total de cazuri, da, declarate. Dar, repet, procentul care exprimă numărul de cazuri raportat la numărul teste, de testări, este în creștere. Este mai mare decât acum câteva săptămâni, oricum. Ceea ce este alertant, cum spuneam, și ceea ce ar semnala cumva iminența persistenței perioadei de și profit de moment, alertă, dacă îmi dați voie, domnilor, să le amintesc și telespectatorilor noștri, pentru că cu aproximativ o oră înainte să începem noi emisia, a venit un nou bilanț, așa cum ne-am obișnuit în fiecare zi la ora 13 din partea grupului de comunicare strategică, și așa am aflat că s-au făcut aproximativ 14.000 de teste în ultimele 24 de ore și în urma acestor aproximativ 14.000 de teste s-au identificat 637 de noi cazuri. Este corectă raportarea, da? Test? Da. E mult? E foarte mult? 637 în dată fiind capacitatea suntem spitalelor tot noastre? Pe acolo. Suntem tot pe acolo. Dacă în weekend au fost mai puține infectări, dar au fost și mai puține testări. Da, așa că procentul este tot pe acolo. Și referitor la procente, ne așteptăm, domnule Surugiu, ca după imaginile astea din Piața Victoriei, de la munte, de la mare, acum paranteză, până și la Vadu și la Corbu, plaje sălbatice care fac parte din biosfera Deltei Dunării, a fost o aglomerație ilegală, lăsând la o parte că e deranjantă, ilegală, pentru că acolo de fapt nici n-ai voie să campezi conform legii. E, ne așteptăm. Cum? Nu, greșiți. Iertați-mă, greșiți, pentru că dacă intrați pe site la Biosfera, plătești... Este taxa de acces, dar nu ai voie să rămâi acolo 3 săptămâni. Ai voie să pui cort, dar să nu dormi. Este taxă zilnică, a doua zi, tu trebuie din nou. Păi plătești în fiecare zi, da. Păi da, dar teoretic noaptea acolo n-ar trebui să... Bine, și ăsta e alt subiect, oricum oamenii din păcate nu plătesc taxa. Nu cred că în Vadu a fost... Vadu sau un Corbu acolo, că acolo e loc mai mult. Dar ce ne facem cu cluburile în Mamaia? Ce ne facem cu aglomerațiile din Costinești? Exact. Când am văzut zeci de mii de oameni umăr la umăr, da? Deci umăr la umăr erau. Acolo mi se pare și mie am fantastic văzut, de tot de în grav. Mamaia, cred, o imagine cu oameni de o parte și de alta pe faleză și polițiști trecând printre ei, cu tot respectul, nefăcând nimic decât să constate. Mă întreb, oare ce poți să faci? Ajungi într-un loc în care e debandată din punctul tău de vedere ca agent care ar trebui să impună ordinea. Să zici ce, mergeți dumneavoastră pe culoarul ăsta, dumneavoastră mai, așa că locul oricum era mic. Am spus mai devreme și repet, polițistul nu trebuie numai să fie cu carnetul de amenzi și șefului să-l aștepte, băi, câte amenzi ai dat. Că nu așa vom rezolva. Dar se întâmplă așa? Se întâmplă. Dar polițistul poate să meargă și ceea ce îi dictează el și ce îi permite legea să facă. Ce să facă? Să stea de vorbă cu omul, da? Să-i explice. Păi am stat cu doctorul de vorbă. Stai, bă, omule, la 2 metri, că nu-i nimic. Că dacă mergi numai pe poziții de forță și numai pe amendă, nu cred că rezolvi problema.
Dacă îmi dați voie să vă povestesc înainte de pandemie, în 3 minute, într-un 20 de secunde vă spun. Deci am mers, mă duceam către Moldova de unde sunt eu cu mașina și la ieșire din lume m-a oprit un coleg, un polițist. I-am dat permisul, talonul și mi-a spus ați circulat cu 64 de km la oră în localitate. Dar n-am spus nimic, nici cine sunt, cred că nici nu m-a cunoscut. Ok, nu e niciun fel nici de problemă. Nici nu trebuie. Erați un cetățean trebuie. Care încălcasem o regulă. Da? A venit, i-am semnat procesul verbal, n-am comentat nimic. Și a început să-mi țină o teorie, că și-a amintit el că eu sunt președintele polițistului și de ce merg eu cu 64 de kilometri la oră și de ce fac... Asta e frumos, mă așteptam să ai atitudinea opusă. Nu, să zic că șeful mă scuzați, okay, dar știți? eu l-am ascultat un minut, două, după care i-am spus, prietene, dacă îmi făceai teoria asta înainte, și îmi spuneai că am încălcat legea și eventual că aveai legea, îți permitea să-mi dai un avertisment, aș fi pus capul în pământ și n-aș fi scos o vorbă. Și cred că aș fi învățat mai multe, mai fi umilit. Dar după ce mi-ai dat amendă, mi-ai luat și bani, mă ții acum să-mi faci teorie o oră? Știu că am încălcat legea, că am greșit, da? Bine, mersi. Deci, revenind, să vă... polițistul trebuie să discute cu cetățeanul foarte mult. Vă așteptați. Decât o amendă de 2 milioane de lei să vă amendeze pe dumneavoastră, vechi, dacă vă face polițistul, vă ține un discurs de 5 minute, eu cred că mult mai mult învață cetățeanul. Vorbind de contravențe și unde legea îi permite să dea avertisment. Când peste tot există și posibilitatea, adică până la o limită, de a da avertisment. Acum lucrurile s-au clarificat din punctul de vedere al legii. Polițistul știe care, în funcție de ce, decide. Dacă apelează la avertisment sau la o amendă în quantum de atât. Păi stai să vedem ce fac domnul parlamentar și ce lege dă, da? Că e greu de imaginat că o să vedem un polițistul că și-a ruleta și o să măsoare distanța dintre mine. Vă opresc, iertați-mă, în 20 de secunde să știți că, așa cum v-am povestit, o să intrăm într-o scurtă discuție, să zic, cu Nicoleta Cone. Ea prezintă jurnalul orei 14 la Realitatea Plus. O voi saluta, noi ne vom continua discuția și mi-ar plăcea, domnilor, să știți, să revenim la proteste, poate dumneavoastră o să vă rog eu să le explicăm din nou oamenilor ce înseamnă aceia aerosoli, cât de periculoase sunt protestele din punctul ăsta de vedere și adunările de persoane în care se și scandează. Da, chiar în aceste momente, iată. Ioan Ștefan, șeful secției boli infecțioase la Spitalul Militar, și Ioan Lilian Surugiu, liderul Sindicatului Național al Agenților de Poliție. Bun găsit! Bună ziua, Nico, mulțumim! Mulțumim pentru oportunitatea de a sta de vorbă, iată, să ne audă și telespectatorii noștri, pentru că oricum, o oră întreagă, cei care iubesc realitatea pot să intre pe site-ul nostru, realitatea.net. Aș vrea să reluăm, domnilor, pentru că mi se pare foarte important să rețină cei de acasă. De ce, domnule doctor, sunt atât de periculoase protestele? Adunările de persoane, am văzut în Piața Victoriei, sute de oameni s-au adunat să protesteze împotriva dictaturii sanitare. Două lucruri. Ce înseamnă aceia aerosoli, pentru că oamenii au scandat, au stat aproape, n-au purtat măști? Și doi, ce înseamnă din punctul dumneavoastră de vedere dictatură sanitară? Acei microaerosoli constituie oportunități, că tot ați folosit cuvântul, de a răspândi această infecție COVID-19, pentru că sunt prezenți în aer o perioadă mai mare de timp, 3, 4, 5 minute, spre deosebire de particulele mari care se pot așeza pe suprafețe mult mai ușor. Câtă vreme aceste particule nebulizate sub formă de microaerosoli persistă în aer, riscul de a contracta infecția este cu atât mai mare, mai ales dacă asta se întâmplă în cadrul unui protest, când oamenii sunt energici, când oamenii vociferează, când oamenii expulzează în cantitate mai mare astfel de microaerosoli. Contează și asta, contează și faptul că nu se păstrează distanța fizică, așa că în astfel de situații ar putea să salveze cumva aparențele purtarea măștii
și în afară se iau în discuție ca la astfel de evenimente cu numeroși oameni care nu respectă evident măsurile de distanțare fizică, să se recomande cumva purtarea măștii, care devine esențială și devine, dacă îmi permiteți, un act civic. Da, i-am auzit pe oficialii noștri, să știți, săptămânile trecute spuneau, domne, dacă este adunare foarte mare de persoane, aglomerație unde sunteți, chiar dacă este afară, ar fi bine să purtați masca. Deci, cumva ca o recomandare, funcționează și la noi, dar, din păcate, se pare că noi mai cu coerciția funcționăm mai bine, domnule Surugiu. S-au dat vreo 13 amenzi duminică în piață, 16.500 de lei au fost sancțiunile. Suficient au reușit polițiștii să facă ordine acolo? Doamnă, polițiștii reușesc de fiecare dată atât cât se poate, pentru că altfel vom avea discuții și ați văzut că tot timpul, mare parte a acțiunilor, tot timpul, nu știu cum se întâmplă că polițiștii sunt de vină. Nu tot timpul. Aproape tot timpul. Dar e de datoria noastră să remarcăm atunci când pare că suntem martorii unor abuzuri. Dar uităm să spunem că de-a lungul anilor și în ultimii 12 ani cel puțin, instituția poliției a fost slăbită în continuu. Li s-au luat din atribuții, politicul a intervenit și a numit șef de tot felul și de aici s-a creunat tot felul. Da, oare este momentul în care să discutăm despre asta, dat fiind că avem de-a face cu o criză sanitară, că așa și medicii au trecut prin multe. Polițiștii și-au dovedit că și-au făcut treaba, au ajutat medicii, au verificat pe toți cei care au stat în izolare, i-au păzit pe cei în carantină. N-a spus niciun polițist, domnule, nu mă duc la cel care are COVID, da? Și imaginați-vă că polițiștii mergeau la cei care stăteau în carantină de foarte multe ori, fără, la început atunci, vorbind de luna martie, da? Mergea și nu s-a apropiat și au fost cazuri când i-au scuipat, i-au de peste gard, i-au înjurat, da? Și n-aveau absolut nimic. Da? Deci polițiștii și-au făcut treaba. Dar în schimb, nu poți, dacă nu ai o lege clară, să știi, bă, Surugiu nu a purtat masca sau n-a purtat-o la nas, cât îi dau amendă? Cam da, așa trebuie exact să ce vorbeam mai devreme. Da? E foarte important ca cât și polițistul să știe că nu care poți sunt să-i dau amendă 20.000 de lei, una la mână. De unde o plătește individul, dacă are un salariu mic? Doi la mână. A înțeles ceva din faptul ăsta? Nu mai bine îi dau o sancțiune mică și stau de vorbă și cu el și îi explic, bă, corona asta nu-l vezi. Da, nu e ca paharul ăsta să-l vezi, să-l iei. Important, da? Absolut. Nu, eu cred că măsurile trebuie să vină și cu foarte multă comunicare. Numai că, din păcate, s-a creat această Vă întrerup stare... să știți, pentru că mergem înapoi la Nicoleta Cone în platoul știrilor. Nico, mulțumim că ne-ați urmărit. Doamnelor, domnilor, realitatea.net, acolo suntem. Mulțumesc, Arina. Continuăm și... Da, vă mulțumesc, domnilor, că ați fost de acord să reluăm puțin. Chiar mi se părea important să știe oamenii ce înseamnă protestele și, uite, poate trebuia să accentuăm o dată în plus. Domne, nu avem voie să ne adunăm atât de mulți, deocamdată. Avem voie, spuneți-mi dacă greșesc, 6 persoane, grup pietonal, 20 de persoane la eveniment privat în interior, 50 afară. Zic bine? Să le amintim oamenilor, nu? Și 10 oameni la sport în aer liber, dar tot așa, cu păstrarea distanței. Din punctul meu de vedere, deci eu cred că președintele va da din nou stare de alertă, numai că în starea de alertă, dacă rămânem tot la nivelul stare ăsta, de alertă sau de urgență? Stare de alertă, o prelungește. Guvernul. Cred, guvernul. Eu cred că o să ne obișnuim cu starea asta de alertă. Da, și uitați, n-o chiar mai... mă bucur că ați ridicat subiectul ăsta. Voiam să-l întreb și pe domnul doctor. Ce înseamnă să ne obișnim cu virusul? Am tot auzit, nu ne mai putem întoarce la realitatea pe care o știam înainte de februarie, în cazul României. Trebuie să învățăm să trăim... Să ne întoarcem, iertați-mă, o să ne întoarcem într-un an, doi, o să ne întoarcem. Nu, mie nu vine să cred că vom trăi așa. Deci dumneavoastră dați cam un an, doi, termen de alertă, urgență, tensiune. Sunt convins că pe scară mondială, în maxim 2 ani de zile, o să avem vaccin și tratamentul exact să terminăm domnule cu acest doctor, virus. Prognosticul dumneavoastră, când vine vaccinul și când revenim la ce era înainte și, doi, până acolo, ce înseamnă să ne obișnim să trăim cu virus? Fac o ușoară divagație. Vă rog. Dați-mi voie să folosesc o glumiță care, anecdotic, este atribuită lui Alzheimer.
Nu trebuie să păstrăm toate amintirile. Eu aș dezinstala anul 2020, aș da delete și aș încerca să mă întorc la viața dinainte de COVID-19. Va fi foarte greu, dacă nu imposibil, cel puțin nu în următoarea perioadă. Ce pentru că nu putem să reînodăm totul de unde am lăsat. Cu siguranță va trebui să coabităm sau să coexistăm cu acest virus. Pe mine mă îngrijorează foarte mult faptul că, de pildă, un studiu de prevalență din Spania a arătat că doar 5% din cei contaminați aveau și anticorpi de tip IgG protectori, ceea ce e foarte puțin. Asta ce înseamnă că restul puteau în continuare să facă din nou boala? În continuare, da. M-a mai încurajat un alt studiu făcut la Universitatea Karolinska în Suedia, care a arătat că în afara acestei imunități prin anticorpi, există și o imunitate, asta știam cu toții, dar acționează în cadrul infecției COVID-19 și imunitatea celulară. Și că, eu știu, chiar dacă imunitatea prin anticorpi nu este formidabilă, acționează și această imunitate celulară prin limfocitele T, prin celule. Dar să știți că nici nu știam noi să facem distinția. Am crezut că e un singur, nu știam că sunt două tipuri și de... Asta ar putea cumva să fie în folosul nostru, dar mă mai îngrijorează această lipsă de răspuns în anticorp protectori și pentru obținerea unui vaccin eficient. Chiar dacă acum sunt semnale că sunt cel puțin 3 vaccinuri care sunt pe ultima sută, da, în stadiu de testare pe om, nu știu dacă se va dovedi că astfel de vaccinuri pot să genereze anticorpi protectori. Așa că am anumite reticențe. Virusul acesta ne-a surprins pe toți. Nu știu ce ne-ar mai putea surprinde, dar de fiecare dată se găsește ceva nou. Domnule și doctor, abordarea noastră trebuie să fie de fiecare dată nuanțată și versatilă. Da. Stare de urgență sau stare de alertă? Nu de mâine, nu, de poi mâine ar fi ultima zi cu stare de alertă. Ar urma ca din 18 să fim într-o nouă stare. De ce? De normalitate nu există. Să fie de alertă unii dată de stare guvern. De orice. Da. Să fie stare de eu urgență dată de președinte. De alertă, prelungirea stării de alertă este iminentă, pentru că nu s-a petrecut nimic esențial în mentalitatea și comportamentul semenilor. Să mai relaxăm puțin pe noua stare de alertă sau, din contră, să mergem cu restricții mai dure? Sigur, mesajele către populație trebuie să fie consecvente, trebuie să fie congruente, trebuie să fie și îmbrăcate cumva în mănuși de mătase, dar trebuie să fie ferme. Trebuie să fie ferme și trebuie să existe niște pârghii care să controleze cumva fenomenul. Relaxare sau restricție de pe 18 încolo? De la finalul săptămânii este. Nu mă pricep mai bine decât domn profesor, dar din punctul meu de vedere, cred că o să avem stare de alertă. Restaurantele probabil nu se vor deschide. Din contra, eu cred că terasele pe la mare vor mai exista, unele să rămână fără autorizații, și aici mă refer la cei care încearcă să dea muzică toată noaptea și să se știe acolo că se consumă alcool. Știți, pe de altă parte, am văzut și povestea asta cu muzica. Dom'le, dar nu e ilegal să dai drumul la muzică tare. Nu e ilegal. Atâta timp cât nu intri nu în... Nu e ilegal, dar nu cred că e timpul acum. Da, deci să ne înțelegem foarte bine. Deci nu cred că e timpul acum, că după muzică mai beau un șpriț și atunci normal că noi, uită practic, de regulă. Noi, practic, încercăm acum să îi descurajăm, le dăm muzică mai încet. Corect. Să se dea și alcool cu porția. Să încercăm să ne întindem la distanță. Droguri, dacă s-ar putea chiar deloc. Da, ar fi ideal. Deci chiar ar fi foarte bine.
Se consideră că muzica este o invitație la un comportament la desfrut, la destrăbălare. Lejer, mai lejer. Nu. Sunteți dumneavoastră atent, da, cu cuvintele, da. Și foarte bine faceți. Am văzut un studiu cum că restaurantele, bisericile, teatrele în spațiu închis ar fi vectorii cei mai periculoși din punctul de vedere al transmiterii bolii. Ar trebui, deci, să deschidem restaurantele cu niște reguli de distanțare, cu o capacitate mai mică față de cea declarată? Cu siguranță, la această întrebare, sunt voci mai puternice și mai autorizate care să dea răspunsul corect. Din punct de vedere medical, eu aș miza pe respectarea distanțării fizice și pe cele două leitmotivuri ale acestei perioade, spălatul pe mâini și purtarea măștii. Dacă nu vom putea să respectăm distanțarea fizică, revin la discuția pe care am pornit-o mai devreme, purtarea măștii este esențială. Da, știți ce mă gândeam? Numai puțin, dacă îmi dați voie, de acord, domnul doctor, dar să nu înțeleg țăranii mei de la Tescan că va trebui să iasă în ograda lui și să-și pună mască. Deci, dacă e singur cetățean... Păi nu, că dacă stau la ei în ogradă... Deci... Masca nu se poartă în solitudine. Absolut. Dacă să nu tot am ajuns aici oamenii... ca să argumentez opinia mea, o să încerc să vă spun că, de pildă, dacă se întâlnește un contaminat cu o persoană și niciunul dintre ei nu poartă mască, riscul transmiterii infecției este de 70%. Okay, dacă aici... persoana necontaminată poartă mască și cel contaminat nu poartă mască, riscul e de 5%. Scale. Dacă însă amândoi poartă mască, riscul e de 1,5%. Asta în condițiile în care... Să ține minte, foarte, foarte important. Da, asta în condițiile în care chiar pot să nu se respecte neapărat celelalte reguli. Dar ai masca, deci, și asta te protejează în mod special. Devine foarte importantă. Natu. Nu este, dacă vreți, o decizie morală individuală. Nu este un act egoist. Este un act altruist. Pentru că în felul ăsta îți protejezi și semenii. Și dacă spuneam mai devreme că a purta mască este un act civic, să nu porți mască mi se pare cinic. Trăim vremuri în care îmbrățișarea este ilegală și sancționabilă. Mă refer la persoane care nu fac parte din aceeași familie, care nu locuiesc. Noi în redacție, să știți, avem tot felul de... ne ridicăm tot felul de probleme. Asta facem noi, jurnaliști. Și ne uităm la lege. Domne, articolul. Ăsta. Bine, dacă am coroborat câteva și ne-a ieșit că eu, dacă mă întâlnesc acum cu o prietenă cu care nu locuiesc, suntem obligate să păstrăm distanța, nu? N-avem voie să ne apropăm pe obraz. N-aveți voie să vă apropiați, trebuie să păstrați distanța. Deci, răspunsul este da. Trăim vremuri în care îmbrățișarea este ilegală. Strict o sens-o pe lege, clar. Da. Este dragoste în vreme de COVID. Da. Un bun titlu pentru o nouă carte. Dar să nu uităm totuși că atunci când îmbrățișezi pe cineva drag, îți dă energie. E adevărat, dar să ne rezumăm la cei cu care ne împărțim energie ca să reziști la infecție. La infecția asta vreau să spun, mulțumesc. Glumim, nu avem voie să ne îmbrățișăm dacă nu facem parte din aceeași familie. Noi am îmbrățișat doar niște cuvinte. Da, am îmbrățișat niște idei, încercăm să mai facem și haz de necaz și bine prinde că suntem încrâncenați, încordați. Cel mai mic copil al meu, atunci când a început pandemia, a plecat la casa bătrânească, care e din generația acolo, și am mers la el. Vă dau cuvântul meu, domnul anume, că mi-am amintesc și acum seara, el era cu prietena lui acasă, m-am dus și le-am dus ceea ce a trebuit, nu m-am apropiat de el și nici nu l-am îmbrățișat. Da. Uite, mi se face... Da, deci asta au fost vremurile, pentru că nici nu știam cum să reacționez, cum să, da. Din păcate. Deci și nu mi-a fost ușor. Da, astfel de reticențe deci... vor persista încă o perioadă. Acest virus care produce mutații și este destul de mutagen și asta e o îngrijorare. Mare îngrijorare. De obținerea unui vaccin eficient.
a produs, iată, mutații și în viața noastră și parcă prismele prin care vedem lucrurile s-au modificat esențial. Da. Până la urmă, eu cred că vom ieși alții din această pandemie. Și când ieșim? Că nu mi-ați răspuns mai devreme. N-am uitat. E un răspuns riscant. Eu, de exemplu, mizam la un moment dat pe o domolire a fenomenului în timpul verii. Nu se întâmplă. Nu s-a întâmplat. Da. Este adevărat că virusul este distrus la 60 de grade Celsius. Da. Asta e greu să se obțină în România. Să mai fim încă în viață. Dar îngrijorările acestea vis-a-vis de neobținerea unor anticorpi protectori într-un titru și la un număr de persoane important, mă îngrijorează și nu știu dacă vaccinul va fi neapărat salvator, cu o protecție convenabilă. Alminteri, dintr-o altă perspectivă, este un fenomen natural. Noi ne-am confruntat și cu SARS în 2002-2003 și cu MERS-ul prin 2013-2014, care s-au stins natural. Erau la fel coronavirusuri, la fel beta-coronavirusul ca și acest SARS-CoV-2 și s-au stins natural chiar înainte de a se fi folosit, s-a obținut un vaccin care părea eficient, da, dar înainte de utilizarea acestuia, fenomenele s-au stins natural. Mi-aș dori să se întâmple ce asta. Ce înseamnă, domnule doctor, s-au stins natural? Am văzut, o mică paranteză, dacă îmi dați voie, am văzut o declarație a unui medic infecționist din Olanda, sper că nu greșesc, care atrage atenția, domne, dacă într-o comunitate ai imunizare de doar 10-15% și tu oprești tot, oprești economia, ai tipi oameni închiși în casă ca să nu se îmbolnăvească, în momentul în care tu zici restart, o iei de la zero, pentru că imunizarea a fost prea mică, 10-15%. Dacă puteți cumva și în lumina acestei informații să detaliați. O imunizare care să controleze fenomenul ar trebui să fie la cel puțin 2-3 din populație. Cred că trebuie 80%. Și cum ajungem acolo? Cum ne imunizăm? Cum ne imunizăm? Bine, nu-i de dorit ca 2-3 din populație să facă exact infecția. Sau, dacă se va întâmpla, dacă nu o să avem alte pârghii de control, să o facă, eu știu, cumva treptat. Să nu aglomerăm spitalele. Capacitatea noastră de răspuns nu e ca în alte sisteme de sănătate. Mai ales este foarte riscant să blocăm secțiile de terapie intensivă. Câți avem acum? 234 de români sunt acum în secțiile de terapie intensivă. E corect când spunem noi, jurnaliștii, în stare gravă, egal stare gravă, da, nu? Da, da. Noi cumva trebuie să cumpărăm timp. Trebuie să încercăm să amânăm această colmatare a spitalelor până când va veni totuși vaccinul, care, repet, nu știu dacă va fi izbăvitor, dar oferă șanse. Speranță. Speranță. Iertați-mă, asta a fost și strategia guvernului, dacă își cumpăra timp. Deci că mi s-a explicat foarte bine. Dacă altfel se luau alte măsuri, da? Opream intrarea românilor, izolam acolo, testam, izolam anchetă, da? E clară treaba. Deci, pe ceea ce a spus dumneavoastră, pe asta a fost strategia doctorilor și a guvernului. Am văzut Organizația Mondială a Sănătății, mă rog, o instituție, poate e mult dacă zic controversată în ultima vreme, dă niște recomandările, nu știu, am văzut și conflictul între președintele Trump și OMS, în fine, de fapt nu asta aș vrea să accentuez. Specialiștii de acolo spun, guvernele nu au luat măsuri suficient de stricte. Recomandăm ca de acum încolo măcar să fie mai multe restricții. Domnule Surugiu, credeți că asta ajută? Deci, din punctul meu de vedere, deci, cu restricțiile, nu pot să vin numai cu restricții. Repet, pentru că dacă acum cineva și poate imagina că iarăși o să bage pe români în casă. Dar haideți să nu rezolvăm problema așa. Haideți să ne gândim la virusul ăsta la nivel global. La nivel și dacă global, Organizația Mondială a Sănătății zice ar trebui să fim mai atenți, să avem restricții mai multe.
De exemplu, iau Londra de astăzi, da? Londra. Vă rog. Astăzi. Că și lor li se recomandă. E aproape totul de normal. Aproape totul de normal. Vă sperie, domnule doctor, când vedeți aproape totul de normal? E. Asta se întâmpla în Londra. Vă sperie? Da. Că aproape totul de normal, iertați-mă, e și la metra mare, de exemplu. Astăzi. Ne îndreptăm către o altă normalitate. Această coabitare cu virusul va crea o altă normalitate. Revenind la Organizația Mondială a Sănătății, cred că a fost puțin ezitantă la început. Eu nu zic că este controversată, dar faptul că nu a recunoscut transmiterea interumană a acestui virus a fost o gafă și de la această gafă probabil a pornit totul, după care fenomenul a fost atât de extins încât a fost foarte greu să mai fie controlat. Au mai fost niște bâlbe la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății, niște titubanțe, au fost și controverse vis-a-vis de terapia antivirală, da, au fost lansate pe piață off-label medicamente care ulterior au fost contestate, au fost chiar studii controversate, unele pro, altele contra unor terapii. Nu a fost ceva consistent. Ei a fost luați pe nepregătite. Toată lumea a fost luată pe nepregătite. Ca noi toți, dar ei sunt forul decizional suprem la nivel mondial și acolo ar fi trebuit să fie mai multă consistență și consecvență. Ne așteptam ca măcar ei să nu fie luați Trump, pe nepregătite. Nu-i mai recunoaște. Mai avem doar 10 minute, să știți, și mi-ar plăcea foarte tare să vorbim, v-aș ruga pe fiecare dintre dumneavoastră să dați o scurtă părere, chiar sunt curioasă, despre vidul legislativ din aceste zile, aproape că ne-am obișnuit. Când se termină o stare de alertă și trebuie prelungită, avem vid legislativ, trebuie sau nu, depinde. Când se termină starea de urgență și ar urma în starea de alertă, iar vid legislativ, iată, iar vorbim de vid, dar acum referitor la persoanele care pot ieși din carantină, din izolare sau din spital, deși sunt confirmați cu COVID, fără să avem nicio problemă, pentru că nu există o lege în vigoare care să le interzică acest lucru. E, foarte pe scurt, vorbesc evident mai cu seamă pentru telespectatori decât pentru dumneavoastră, nici astăzi, până la ora asta cel puțin, în Parlament nu s-a dat votul final pe noua lege gândită de guvern. Dar ce am văzut deocamdată este că sunt câteva puncte în care iarăși se pot naște controverse. Printre ele, ce am văzut noi, izolarea să se facă în etape. Prima dată acasă, apoi în funcție de cât de grav devine cazul să se mute la spital. Acum, când te muți la spital, e mai interesant, pentru că internarea ar urma să se facă conform propunerilor din Parlament, doar cu acordul unui, atenție, judecător. Încă un lucru. Nu medicul, ci DSP-ul decide dacă o persoană care a ajuns la spital, chiar și la urgențe, trebuie să facă testul COVID, ceea ce iară presupune o întârziere, mă gândesc. Să zicem cam atât. Acestea sunt punctele care mie mi-au... și încă un lucru, pacientul are dreptul să refuze medicația, ceea ce se întâmplă și acum. Dacă puteți, domnule doctor, vă rog, scurte comentarii pe aceste propuneri deocamdată. Da, eu... N-a spune că e vid legislativ, e COVID legislativ. Este, da. Foarte bun de titlu. Acum, sigur, libertățile individuale sunt foarte importante, dar atunci când generează restricții ale libertăților colectivității pot să fie nocive. Cred că respectarea dreptului pacientului de a nu se interna trebuie respectată. Dar trebuie cumva ca astfel de pacienți care refuză internarea sau pacienții asimptomatici sau paucii simptomatici trebuie să fie monitorizați cumva eficient de către profesioniști, pentru că această boală are o evoluție improbabilă.
Și foarte ușor se poate trece într-o formă severă. Sunt niște biomarcări. Da, chiar exemple, paranteză. Da. Ieri, cred, spunea domnul Arafat, parcă a fost un cetățean care s-a externat la CRR și s-a întors în câteva zile în stare foarte gravă, deși omul aproape că n-avea niciun simptom sunt când a ieșit din spital. Sunt multe astfel de cazuri. Sunt multe, ziceți. Da. Există acea furtună de citochine care apare de regulă prin ziua a 6-a, a 7-a și care generează un răspuns inflamator foarte amplu din partea organismului și poate să determine în câteva ore insuficiență multiplă de organ cu deces aproape iminent. O să mori în de câteva asemenea, ore după ce vezi că simptomele se agravează? Evoluția este galopantă. Fulminant. De asemenea, sunt niște semnale biologice, sunt niște biomarkeri pe care noi trebuie să-i urmărim de la început cu foarte mare atenție, care semnalează, de pildă, riscul unei coagulări intravasculare, care este de asemenea cu amenințare letală. Deci, este bine ca astfel de pacienți care își doresc să rămână acasă să fie monitorizați cumva de, eu știu, de medici sau profesioniști din domeniul sănătății pentru a se putea surprinde din timp aceste riscuri. Da, este vital. A putea preveni evoluția. Sigur, pentru că atunci se acționează imediat. Se dă un tratament anticoagulant, se dă tratament cu tocilizumab, de exemplu, care inhibă interleuchina 6, care e placa turnantă a acelei furtuni de citochine de care pomeneam, în afara faptului că există totuși și terapii antivirale eficiente, remdesivirul, de exemplu, care s-a dovedit că este foarte eficient. Da, cam așa aș vedea eu lucrurile. Domnule Surugiu, să ajungem la judecător ca să internăm un om? Doamnă, o să vă spun următorul lucru. Împotriva voinței dumneavoastră, nu poate să vă interneze nimeni, decât dacă faceți scandal în public, și mă duc în arest. Psihice, aveți probleme psihice, atunci judecătorul dă cu ciocanul și îi dă garanție, îl dă pe individ în sarcina statului. Deci, din punctul de vedere, e în regulă să intervină judecătorul ca în cazurile în care vorbim de probleme psihice. Nu, doamnă, din punctul meu de categoric, acolo e clar, așa categoric, este. Adică categoric, s-ar încadra tot. Categoric, da. Dar aici vorbim de voința pacientului, de dreptul pacientului, de dreptul fundamental al omului. Că statul poate, în alte state nu vreau să dezvolt acum, da? Deja lupta împotriva bolii se face prin monitorizare. Dacă nu, chiar nu știu oamenii ăștia de la guvern, să mă cheme. Da, și asimptomatici le dau exemple. Au stat acasă foarte mult timp. Monitorizați, le dau exemple, locuri, da? Da? Cum le-am spus pe 17 martie, că pot să aduc tot ceea ce n-aveau domniile lor și n-au vrut, să ne cheme, că nu suntem toți, chiar dacă vorbim și găsim... Și vi se pare în regulă să refuze medicația? Dar nu pot, dar dacă eu nu vreau să-mi iau, domnul doctor îmi dă mie niște medicamente, da? Și eu nu vreau să le iau. Și eu nu vreau, ce să-mi facă? Poate să-mi facă știți, ceva? Este o dar eu m-am născut cu niște drepturi care în România, în păcate, în ultimii 10 ani de zile, se încearcă încălcarea lor. Da, știți, până la urmă, în știință, așa am învățat eu la facultate. Domne, libertatea este în regulă câtă vreme libertatea mea nu împiedică libertatea celuilalt. Așa funcționează nu restrânge democrația, din drepturile cele. Doamnă, da? Păi și în bun, cazul eu ăsta, sunt bolnav, da? Cum aplicăm eu la sunt COVID? Bolnav, da? Mă duc și stau acasă, nu mai ies până când nu vine un doctor la mine, până când nu-mi iau tratamentul, da? Dacă și stau acasă, păi nu ies pe stradă. Păi că vreți dumneavoastră că sunteți stradă. Responsabili. Atunci că... Ce facem cu cei care nu stați puțin. Deci dacă guvernul era măsură să testeze, da, mă testa pe mine, da? Ce făceam eu? Mă băca la izolare, da? Mă monitoriza? Că de asta polițiștii au păzit pe ăștia care au stat în izolare, da. Nu le-au dat voie să plece, da? Ce, așa, care... Le-au făcut testul, n-au plecat decât după ce au fost negativ. Cu două teste negativ, da? De ce am renunțat la ideea asta? Dar n-am renunțat. Am renunțat la ideea asta, domnule doctor? Cam pe jumătate e renunțată. Doamne. În sistemul medical nu s-a renunțat la această idee, însă această disonanță între instituții ale statului, curte și guvern,
a generat externări la cerere. Da. Și noi în această fază am fost într-o extremă și nu vreau ca prin grija guvernului sau prin grija oricui să cădem în cealaltă extremă. Deci, certați-mă, nu poți să îngătrești niște drepturi decât atunci când pui viața în alte. Deranjezi pe cineva, dacă așa e în democrație, așa funcționăm. Atât timp eu pot să fac aproape ce vreau în casă la mine, să nu deranjezi pe nimeni. Cum putem învăța responsabilitatea? Este dreptul meu să nu mă tratez, dar este poate obligația mea să mă țin departe de ceilalți astfel încât să nu-i infectez da, pe ei. Categoric da. Atunci statul poate să intervine, că dacă eu știu că Popescu are COVID și îl prim pe stradă, poți să-l bag, îl bag întâi la doctor să-l facă bine și după el bag la pușcărie. E altceva, da? Da, corect. E altceva. Dar nu vii tu, indiferent cine ești, să-mi tai dreptul meu că ăla nu respectă. Sau că e prost, sau că e inconștient. Domnule doctor, ascultam un medic de la Matei Balș, sper să nu greșesc, povestea ce se întâmplă de când cu externările. Și zicea că simte la un moment dat la unii pacienți aproape o răzbunare, o răutate. Vine și anunță, domnule doctor, sunt pozitiv, plec acasă. Aproape că jubilează, poate ăsta e cuvântul. De ce? Ați auzit de astfel de cazuri de români care aproape că se laudă cu dreptul lor garantat de curte să se externeze deși sunt pozitivi? Poate este o bravadă, dar eu nu suspectez de prea multă simptomatică inteligență. Da. E asimptomatică. Astfel de comportamente. Domnilor, vă întrerup, domnule doctor, trebuie să încheiem. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Doamnelor, domnilor, ne oprim aici. Vă promit că o să mai reluăm astfel de subiecte, pentru că sunt foarte importante. Ne amintim tot felul de reguli pe care poate le-am uitat în ultima vreme. Dacă mergem pe stradă, uităm că suntem în pandemie, trebuie să ne amintim. Și de asta, la realitate, întotdeauna chemăm specialiști, medici, polițiști, iată, care ne explică cum stau lucrurile, astfel încât să nu greșim, să avem grijă de noi înșine și de ceilalți. Vă mulțumesc pentru atenție. Arina Delcea sunt eu, pe curând.